Bine ați venit la Interpol. Astăzi eu voi discuta cu Lilia Crasciuc, directorul executiv al organizației non-guvernamentale Transparency International Moldova. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și pentru că organizația pe care o reprezentați se ocupă în cel mai profesionist mod de luptă cu corupția, trebuie să vă întreb. Vreodată ați dat mită? Nu. Pur și simplu n-am avut nicio necesitate pentru așa ceva. Altceva este când era copilul la școală, mi se cerea câteodată pentru o lecție adăugătoare, care se începeau la 8:15, cu 15 minute înaintea începerii celorlalte lecții. Și atunci pur și simplu am luat copilul de la școală și l-am trimis la o școală privată. Dar și aceasta este o formă de mită. Așa? Păi da, am constatat că asta este o formă indirectă de mită, pentru că copilul de la aceasta nu a aflat mai multe lucruri. Pur și simplu, pe neașteptate, a doua zi a primit o notă mai bună și am înțeles că nu face de investit în așa mod. Și anume, acest lucru v-a făcut să-l dați în altă școală. Exact. Dar, doamnă Crasciuc, atunci când noi vorbim despre corupție și acest fenomen, noi foarte des ne plângem pe guvernanții noștri sau demnitarii noștri care iau mită, care cer mită, și tare puțin vorbim despre faptul că, de fapt, pentru foarte multe lume, corupția este o cale mai ușoară de a-și rezolva lucrurile. Și pe alocuri oamenii singurii propun, se cer la demnitari, le bagă bani. Exemple multiple există la acest capitol. De exemplu, dacă o familie tânără vrea să-și dea o draslă la o școală mai bună sau la o grădiniță mai bună, trebuie de plătit. Și asta spune foarte multă lume. Dacă vrei să treci fără rând la spital, trebuie de plătit, sau cel puțin după aceasta trebuie de mulțumit doctorul. Foarte multă lume face acest lucru. Da, sigur că corupția este un fenomen economic și orice fenomen economic are partea ofertei și partea cererii. Și sigur că partea ofertei contează foarte mult. Dacă ea ar diminua, posibil că și volumul mitii totale plătite ar diminua. Și totuși, ca un fenomen economic, toate teoriile economice, dar eu sunt economist, arată că cererea determină oferta. Și din cauza aceasta, atâta timp cât nu vom avea pus bine la punct acest sistem de prevenire și combatere a corupției, pur și simplu din nedorința de plăti mită, el nu se va termina. Deci cererea determină oferta. Înseamnă că dacă funcționarii n-ar cere, noi nici n-am dea bani. Da. Dar sigur că este și un fenomen moral. Și din cauza aceasta, vă zic că noi nu ne uităm doar ca o tranzacție economică, noi ne uităm și la un fenomen moral. Și atunci, într-adevăr, dacă tu dorești să contribui ca acest fenomen să descrească, trebuie să începi de la tine. Da, haideți să vorbim un pic despre acest fenomen moral și despre corupție de jos, să zicem așa, pentru că vom avea mult timp dedicat corupție de sus. Iată, cazurile părinților care vor să-și dea copilul la o grădiniță mai bună sau care vor ca la matineu, eu personal am văzut asemenea cazuri, cunoscuții mie mi-au povestit, la matineu, dacă vrei ca, virgulă, copilul tău să citească o poezie mai lungă sau să cânte un cântec mai frumos, să fie în centrul atenției, trebuie de dat un 50 de lei. Eu serios vă spun, doamnă Crasciuc, eu acum nu glumesc, nu va fi corect să spun cine. E vorba despre oamenii pe care îi cunosc, care mă sunau și se plângeau și spuneau că asta deja trece orice limită. De fiecare dată, de exemplu, fiicii unei cunoscute de ale mele îi cădea câte o poezie scurtă, câte un cântec scurt și când s-a băgat la alți părinți să afle cum așa se întâmplă, oamenii i-au spus, dar noi de fiecare dată dăm câte 50 de lei educatoare. N-aș începe cu corupție, aș spune că acești părinți care plătesc mită pentru a câștiga mai multe atenție copiilor lor, ei creează probleme inclusiv psihologice foarte adânci copiilor lor, pentru că acești copii vor fi toată viața împinși în așa mod. Dar puteți să-mi explicați, dar când noi vom scăpa de fenomenul ăsta, că moldoveanul când este oprit de către un polițist în drum, pentru că a încălcat regulile, să nu-i propună 200 de lei sau 100 de lei, dar să-i spună, vă rog frumos, proces verbal, voi merge mâine sau poi mâine voi plăti amendă de stat. Că atunci când ei vin la școală și învățătorii spun, vă rugăm foarte mult să dați niște bani pentru a organiza nu știu care matineu, să spună că asta este o formă de corupție și haideți mai bine
să nu organizăm nimic. Când noi vom scăpa de aceasta? Știți, eu puțin aș diferenția, chiar nu de mult cineva îmi povestea, cineva într-o școală foarte săracă, vai de capul lui ei, vă zic, se strângeau niște bani pentru a vopsi sau pune niște jaluziuri de astea. Știți, trebuie să ne dăm seama ce înseamnă corupție și ce înseamnă, mă rog, utilizare, colectare de bani, care ar putea fi transparentă, ar putea să fie netransparentă, care ar putea rezulta în faptul că unor copii se va da mai multă atenție, altor copii mai puțină atenție. Noi trebuie să ieșim dintr-o definiție foarte simplă că fenomenul corupției este abuzul funcției în beneficiul propriu. Și de ce? Eu mă tem că atunci când noi exagerăm cu un buchet de flori la un profesor, cu un semn de gratitudine foarte, foarte simbolic, noi uităm de ceea ce într-adevăr se numește corupție și atunci noi ne axăm la lucruri mărunte și atunci pățim ceea ce pățim, că combatem corupția la nivel foarte, foarte mic, punem în închisori persoane care au furat un sac de cartofi și lăsăm acei care fură un milion sau un miliard. Și din cauza aceasta, da, noi trebuie să ne gândim și la psihologia națiunii noastre. Noi trebuie să ne gândim că atâta timp cât noi ne plângem de sărăcia noastră, noi trebuie să înțelegem că suntem săraci pentru că suntem corupți. Trebuie să înțelegem 100% din populație. Dar înțelegeți că știm că noi contribuim. Pentru foarte multă lume, corupția este ceva absolut acceptabil, asta ușurează viața, asta le creează că e mai ușoare de a-și rezolva probleme, de a scăpa mai repede de polițist în stradă, de a scăpa mai repede de rând în spital, de a scăpa mai repede de un rând într-o instituție publică. Și pentru foarte multă lume, dacă îi întrebați, asta este ceva absolut normal. Plus la asta nu trebuie să învinuim pe oameni că ei vor să economisească timp. Nu trebuie să învinuim. Când vom ajunge și cum noi putem să ajungem până la momentul acela când toleranța va fi într-adevăr zero? Eu mă gândesc că toleranța trebuie să fie zero la cazuri foarte principiale. Când este vorba de cazuri mici, nu există o țară unde nu există un fel de bacșiș sau ceva. Eu nici într-un cap nu apăr corupția. Dar eu mă gândesc că noi ne axăm la lucruri, noi ne abatem, știți, în limba rusă se spunea от класовой борьбы отвлекаем. Din cauza aceasta, da, noi întotdeauna trebuie să, dacă ne respectăm pe noi înșine, noi nu putem să ne comportăm așa și după aceea să le cerem guvernanților ceva mai bine. Pe de altă parte, chiar ieri am vorbit cu un fost diplomat care spunea că, știi, Lilia, mai înțelegeam când era vorba de corupție mică, pentru că într-o țară birocratică, într-un sistem unde nu este așa simplu să-ți deschizi un business, el a spus și noi, chiar diplomații, am mai închide ochii la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Dar atunci când este vorba, că este așa o diferențiere, față de diferite cazuri de corupție, când justiția este pe atât din egală cu toți cetățenii acestui țară, aceasta deja ne îngrijorează mult, mult mai mult decât o simplă corupție mică. Și din cauza aceasta, da, eu vreau să spun că atâta timp cât noi ne respectăm pe noi înșine, noi nu putem să ne coborâm atât de jos ca să închidem ochii la lucruri și să spunem că e nație ceva și pe urmă să ne justificăm. Dar totodată, noi trebuie să înțelegem, trebuie să avem o abordare mult mai diferențiată. Pentru mine, faptul că cineva poate să fure milioane, poate să fure bagoane, pentru mine faptul, și nu va fi pedepsit. Bine, dar aceasta n-ar trebui să-i scuze pe cei care fură câte sigur că, din ce cauză? Căldare mică, știți? Șeful cu un vagon, dar eu o căldare exact, mică. Pentru că foarte mulți moldoveni numai așa și se justifică. Dar de ce eu nu trebuie să fur, dacă alții fură cu calmcodri? Cu asta sunt absolut de acord. Știți, era și așa un basm despre păcate. Zic, cineva a spus, când faci un păcat mare, păcate mare se ia un petroi mare și să-l mute sau să-l pună în spate și să-l ducă. Dar cineva făcea mărunte și până la urmă sacul lui a fost mult mai greu. Și din cauza aceasta, da, noi trebuie să luăm atitudine, noi trebuie să avem respect față de noi ca cetățeni, de noi ca persoane fizice, juridice de care doriți și de noi ca și națiune. Și din cauza aceasta, noi nu trebuie să tolerăm aceasta la alții, dar nici la sine. Asta e. Eu despre asta vroiam să vă întreb. Dar de fapt deja ați răspuns la această întrebare. Se cunoaște care este mita media în Republica Moldova?
Se cunoaște, dar vreau să spun că acele sondaje în care Transparency International încearcă să facă o estimare a unei mite medii, vă zic, este vorba de corupție mică și corupție uzuală. Credeți-mă că într-un sondaj exact, de spitaluri, așa... Nu, și nu numai, sigur că, dar la astfel de întrebări răspunde lumea simplă. Dumneavoastră niciodată nu vezi nimeni... Și nu miniștri, absolut, parlamentarii, judecătorii. Absolut, absolut. Da. Și din cauza aceasta, când facem noi estimare a mitei, noi totdeauna spunem că este vorba de corupția uzuală, care este tot un indicator al nivelului de răspândire a corupției, care este un indicator a frecvențelor corupției, un indicator cum crește sau scade un careva fenomen. Dar cu ceea ce ne confruntăm... Dar care este mita media a noastră, a oamenilor, să zicem așa, mai simplu? Iarăși depinde foarte mult de domeniu, dar se învârtește undeva la între 2 și 3.000 de lei. Asta... O medie, da. Și din cauza aceasta, iarăși, n-aș vrea să sustrag accentul la o mită medie, pentru că mita medie tot este o medie, ca știți, ca în spitalul acela, temperatura medie. Vă zic, cineva o bună parte poate să nu plătească nimic niciodată, cineva da, poate să 100 de mii de euro pentru o singură semnătură. Da, dar altceva, că astfel de cazuri nu nimeresc în sondaje. Sigur că pentru că persoanele cele totdeauna sunt protejate și dumneavoastră nu veți intra în casă la dânsi ca să faceți un sondaj. Este foarte puțin probabil ca să nimeriți pe tea sau o persoană și mai ales acea persoană, chiar având asigurarea Transparency International că îi se va păstra confidențialitatea, el să ne spune pe șleau, iată atâta. Am mai avut așa cazuri, dar vă zic că erau până la 20.000 de dolari și așa mai departe. Și mai mulți ani în urmă, da. Ați spus de câteva ori că n-ar trebui să sustragem atenție de la cazuri mai mari de corupție, deci vreau să ne apropiem de acest moment. Haideți să ne uităm dintr-o parte la ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în ultimul an, de când s-a schimbat oficial puterea. În mai puțin de un an a fost condamnat la 9 ani, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, un fost prim-ministru, Vlad Filat. În sfârșit a fost transmis în judecat dosarul lui Ilan Șor. A fost arestat Vyacheslav Platon, despre care s-a vorbit și s-a scris foarte mult pe parcursul ultimilor ani. Iată că alaltă ieri au fost arestați 15 judecători și 3 executori judecătorești. S-a pornit adevărată luptă cu corupția? Știți, sau aveți întrebări la acest dacă n-aș fi de aici, din Republica Moldova, dar aș veni așa o persoană, un expert, știți, care vine pe o zi și încearcă să afle ceva, parcă ar suna foarte convingătură astfel de statistică. Da, vă zic, este un caz stringent, vă zic, un caz destul de, dacă nu unical, atunci în această zonă nu așa de des se întâmplă așa cazuri. Dar ce s-a întâmplat cu prim-ministru Filat? Da, el a fost arestat, el a fost condamnat, nicio ședință n-a fost publică și din cauza aceasta acei reprezentanți a societății civile care la început parcă au frecat mâinile și au crezut că iată, el a promis că va descoperi aceste scheme, da, este foarte probabil că este și el parte din aceste scheme, lui s-a închis gura și nu i s-a dat nici o posibilitate să facă o replică față de societatea civilă și atunci ce poate să creadă acea societate civilă? Dar vreau să răspund la întrebare de ce i s-a închis gura? Așteptările noastre este că se tem ca să iasă la suprafață toată schema și beneficiarii principale a acestei scheme. Eu mă gândesc că aici nici nu trebuie să fii de la Transparency International ca să-ți dai seama. Și atunci ce s-a întâmplat? Foarte mulți care din societate care l-au condamnat pe Filat, ceea ce observ acum ei au multe dubii. Tot așa, Ilan Șor, pe de o parte, când a reieșit în, vă zic că a fost deconspirat raportul Kroll, s-au iscat multe întrebări. De ce numai Șor de câteva ori pe fiecare pagină și parcă ar fi el singurul figurant în acest caz? Pe urmă, deja s-a pus întrebarea, dar cum au fost termenii de referință pentru acel Kroll? Dar poate a fost întrebarea, care a fost rolul lui Șor în furtul și atunci, de fapt, căietul de sarcină a fost făcut de către Banca Națională. Care a fost deci, și ea, au solicitat acea care și a fost și ea în momentul acela în situații de conflict de interese, pentru cu șeful acestei instituții, trebuie să ia atitudine și măsuri foarte urgente în momentul, vă zic, acestui furt.
Pentru dumneavoastră asta pune semnul din întrebare sigur că pune calității raportului absolut, Kroll. Pentru că deja eu nu pot să judec compania Kroll, dar pentru mine este problemă mare când o persoană este implicată și ea își semnează un contract și spune, ia faceți un audit, ia faceți un control, ia controlați-mă, dar eu vă plătesc. Vă zic, asta este un conflict de interese. Plus la aceasta, dacă mă duc aminte corect, pe a doua sau pe a treia pagină a raportului Kroll pe care l-am citit, a fost scris că acest raport a fost întocmit în baza documentelor și materialelor oferite de către, în primul rând, Banca Națională a Republicii Moldova. Și noi mai știm cum a mai dispărut acolo o mașină blindată de, cu câțiva saci de documentație, cum a fost dat foc, cum a mai decedat o persoană care a transportat acesta și atunci la ce putem să ne așteptăm. Bine, aceasta a fost raportul Kroll în care a fost menționat Ilan Șor, dar iată că în sfârșit Ilan Șor a ajuns să fie diferit justiției. Și aici iarăși se ridică o mulțime de semne de întrebare. Pe de o parte, parcă ne-am bucurat, într-adevăr, când apare noutate, ne gândim, taci, că parcă s-a pornit. Și pe urmă îl vedem, ba îl arestează, îl pune sub arest la cena, ba la domiciliu, ba el este în exercițiu funcției de primar, ba parcă nu. Vă zic, și atunci noi vedem că atunci când el face niște depoziții, nu știu cât de cu acuratețe sunt făcute acestea, li se mai dă drumul. Și atunci senzația societății civile este că pe dânsul asupra lui se exercită presiune și el este gata să facă orice depoziție ca să-și câștige o libertate. Adică noi nu vedem ceva foarte principal în privința lui dacă îl comparăm cu cazul domnului Filat. Și atunci noi am dorit o simetrie. Aceasta nu se întâmplă. Mai departe. Dosarul este... Platon va convins că se luptă cu corupția? Iarăși tot nu așa, vă zic, tot, cu cât mai departe, vă zic, noi vedem atitudini foarte diferite și același Platon iarăși cere ședințe a judecației deschise și ele nu sunt deschise și pe acela începe al speria. În schimb, asta nu îl încurcă să vorbească. Mă rog, poate el e mai curajos, dar poate el simte după dânsul, vă zic, că este mai înaripat decât Filat, dar nu aceasta este principală. Ceea ce este important pentru noi, ca la suprafață să iasă aceste scheme și beneficiarii principale. Ele nu iese, se face tot în taină, tot închis. A fost pronunțată decizia judecătorească pe cazul domnului Filat și nu ni s-a spus că este vorba de furtul, frauda din sistemul bancar, dar pe urmă decizia s-a pronunțat pe acea mită care este vorba de 250 de milioane, pe care până la urmă i s-a confiscat, extins proprietatea care nici pe departe, am încercat noi să numărăm și de curmezi și de așa nici pe departe, n-a făcut niciun sfert din 250 de milioane, mai mult că atât acea proprietate, unele lucruri din ghiele sunt cunoscute pentru toți, că vă zic, ele sunt mult mai înainte, în proprietatea lui, mult mai înainte de acest furt din sistemul bancar, mai mult că atât unele obiecte din acestea, eu, dacă nu mă greșesc, el deja și le-a apărat în CEDO, pentru că au mai fost încercări de a le lua și din cauza aceasta tot mai mult apar semne de întrebare. Dar până la urmă, chiar dacă a fost și vorba de acea mită. De ce atunci s-a ținut așa de ascuns acest caz? Dacă este vorba de o persoană, cum n-ar fi, cât de înalt n-ar fi ea pusă, pentru o mită? De ce atâta conspirație? Și din cauza aceasta, parcă ne-am gândit că iată s-a pornit, iată așa un caz de rezonanță, dar această cază a fost în limba rusă este sudilișe. Și foarte multe populații consider că aceasta este aceea ce se numește niște reglări de control, niște între businessmani, între necurați la mână. Mai mult ca atât, cazul cu Platon. Deci asta vă aduce aminte de reglare de control? Absolut. Și ceea ce vedem noi, pe de o parte, în primul moment, prima senzație că este că taci că poate se pornește, taci că poate se pornește și următoarea o zi, două, trei, noi deja vedem că aceasta este mai mult ceea ce ne convinge este că mai degrabă este o încercare de a înlătura concurenții politici, competitorii economici, de a înlătura, dacă vreți, complicii la careva crime, martorii și câteodată și executorii unor crimeri care ar putea fi ordonați chiar de cei care dețin puterea și care se numesc conducători executivi sau cei acolo a acestui stat. Cazul judecătorilor
arestați? Tot așa, dacă aceasta se întâmpla 2 ani în urmă, frecam mâinile și spuneam că iată se pornește. Pentru că atunci au apărut numele acestor judecători, chiar înainte, dacă nu greșesc, s-au făcut multe, multe investigații la acest capitol. Au apărut și numele judecătorilor și executorilor judecătorești, chiar și copiile documentelor, copiile documentelor în baza cărora s-au luat anumite decizii privind transferuri de sute de milioane de euro. Unii dintre acești judecători au fost promovați în funcție chiar dacă asta de fiecare dată mare, se scria că ei au fost implicați în sclăturie. Asta a fost cea mai mare rusească problemă, pentru că dacă, vă zic, CSM-ul spunea că încă nu este demonstrat, că încă nu avem, vă zic, suficient și așa mai departe, că necesită o investigare sau i-a trecut termenul pentru astfel de pedeapsă, dar mai trebuie mai multe investigații pentru a intenta un dosar penal și așa mai departe. Faptul că multe din aceste persoane au fost promovate, înseamnă un interes foarte clar. Mai mult ca atât, au fost mai multe cazuri când persoane cu semne de întrebare la capitolul integritate în sistemul judiciar au fost promovate în pofida faptului că SIS-ul a venit cu informații care contestă integritatea acestor persoane. Persoanele au fost promovate și atunci noi am ridicat această întrebare față de CSM la o conferință care a fost organizată inclusiv cu susținerea Transparency International, la care cei din CSM ne-au spus cu ochi foarte sinceri, au spus că înțelegeți-ne, acea informație care vine de la SIS președintelui țării, vă zic, președintele țării are un nivel de acces la informații secrete. Noi avem alt tip de acces la informații secrete. Ceea ce știe președintele, noi nu exact știm. Și din cauza aceasta... Dar asta știa toată presa. Stați, ei spun că nu avem temei formal ca să-i pedepsim aceste persoane. Dar nu este vorba. Da, poate voi nu aveți suficient temei ca să pedepsiți aceste persoane. Dar aveți voi temei să le promovați? Și atunci, iarăși, aceasta spune că noi facem, da, pornim cazuri de rezonanță, dar le facem mai degrabă pentru a, mă rog, a crea o justiție utilizată, pardon, poate este deja prea utilizat acest termen, pe de o parte, pe de altă parte, eu mă tem că cauza ar putea să fie mult mai neplăcută pentru ceea ce am mai spus, a extermina, a lichida complicii, martorii, executorii și așa mai departe. Doamna Crăciuc, v-am ascultat foarte atent și m-am gândit că mâine neapărat veți fi etichetată ca o unealtă a clanului Țopisto, Filatelisto, Lucinchist, pentru că acum așa e la modă, să spun. Da. Toți cei care critică acțiunile puterii în ceea ce ține luptă cu corupția sunt imediat etichetați. În primul rând, eu nici nu țopistă, nici filatelistă, deși timbri am colectat în copilărie. Știți, eu nu sunt așa de supărăceas. Ceea ce vreau să spun... Filatelistă de la filat. Eu înțeleg, da, eu mă glumesc. Vă zic, nu sunt așa de supărăceasă și etichetele, vă zic că, știți, nu se prind așa de bine. Eu mă gândesc că fiecare are, mă rog, personalitatea sa și într-un fel, de cineva se lipește, de cineva nu se lipește. Și lumea mai înțelege care sunt interesele. Dar vedeți că am înțeles că pe dumneavoastră nimic nu v-a convins că asta este o luptă adevărată cu corupția. Dar ce pe dumneavoastră personal, dar și în calitate de director executiv al organizației internaționale Transparency International Moldova, v-ar convinge? Despre asta vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu Liliana Crăciuc, director executiv Transparency International Moldova. V-am întrebat înainte de pauză, ce v-ar convinge pe dumneavoastră personal că această luptă este una adevărată? Că văd că aveți foarte multe întrebări. Eu n-aș vrea să arăt că sunt foarte nihilistă, adică eu trebuie să recunosc că unele lucruri se fac, poate din inerție, poate cu ajutorul societății civile, poate în pofida societății civile, poate sub presiunea și societății civile și a instituțiilor internaționale. Și sigur că noi trebuie să spunem că a fost promulgată și deja legea privind procuratura și acel pachet al integrității de lege
legi privind integritatea și acea realocare, redislocare, parchetul legii, reorganizare sistemului instanțelor judecătoriești. Da, noi i-am... Dar, domnul Crăciuc, toate acestea nu schimbă viața unui om simplu. Asta unul. Da, dar pentru ONG-uri, da. Ce scuze. Pentru ONG-uri contează, care monitorizează, vă zic, careva acțiuni, planuri de acțiuni, strategii și așa mai departe. Pentru că este vorba, s-a promis și ceva s-a făcut. Dar, totodată, noi trebuie să ne dăm seama că, pe de o parte, noi spunem că vrem să reformăm sistemul judecătoriesc, noi vrem să reformăm procuratura, pe de altă parte, spunem că noi vom face concursuri și, pe urmă, prin acest concurs, de exemplu, vedem că un înlocțitor acelui procuror anticorupție în acel concurs a ocupat locul 4-5 și așa mai departe. Pentru ce atunci se face acel concurs? Aceasta înseamnă că noi suntem selectivi. Noi iarăși, pe de o parte, spunem că am adoptat legea aceea, dar mai trebuie și cadrul reglementoriu adițional. Pe de altă parte, noi vedem că iarăși se promovează persoane compromise. Și atunci noi vedem că teoretic noi încercăm să împingem careva locuri și cu suportul societății civile, dar societatea civilă pur și simplu noi câteodată ne vedem pe noi înșine ca și cum am umblat printr-o pădure cu niște ochelari foarte groși, cu o lupă, cu o lentilă mare și ne-am uitat la iarbă, la frunze și pe urmă ne ciocnim cu capul de un copac, care se numește capturarea instituțiilor statului. Totuși, raportul forțelor între societatea civilă și puterea nu este în favoarea societății civile, din păcate, este pentru că clar. De partea lor sunt tehnologi foarte iscusiți și în ceea ce ține talentul de a vinde o poveste frumoasă, ei sunt extrem de talentați. Haideți să ne aducem aminte cum acum 4 ani, îmi pare că a fost creat de la zero CNI, această Comisie Națională de Integritate, despre care foarte mult s-a vorbit la toate posturile TV din Republica Moldova. Și pe care Transparenția a susținut-o foarte mult. Transparenția și toate celelalte organizații non-guvernamentale care au drept scop luptă cu corupția, toți au aplaudat. În sfârșit, a fost creată o structură independentă care va lupta cu corupții, mare corupție. Și ce? Care este rezultatul acestei comisii? Noi vedem că toți cei care apar în investigații jurnalistice scapă basma curată după controlele lor. Tot așa, la insistența societății civile și a donatorilor, a fost reformat CCIC, a fost creat de la zero Centrul Național Anticorupție, a fost organizat un concurs. Ții minte, opoziția, inclusiv de atunci, aplauda, spunea că este un concurs independent. Cine a câștigat? Tot același care ocupa acea funcție înainte. Eu ce vreau să zic? Că la capitolul de a da argumentări de ce la noi se luptă cu corupția, puterea noastră stă extrem de bine. Într-adevăr se adoptă legi, s-au adoptat. Într-adevăr se creează structuri, se creează. În schimb, nimic nu se schimbă, ba mai mult. Lucrurile se înrăutățesc. Și eu aici stau de fiecare dată și mă gândesc. Ori noi suntem atât de proști, că așa de ușor ne lăsăm prostiți, ori societatea civilă atunci când are de a face cu actuală putere, cu orice putere, dar actuală putere este mult mai iscusită la acest capitol, nu înțelege că eta dumneavoastră vă gândiți la un singur pas înainte, dar ei au deja 3, 4, 5 pași calculați. Este și așa ceva, dar noi trebuie să ne dăm seama și un lucru. Una este când societatea civilă monitorizează careva strategii, careva planuri de acțiuni și aici noi avem o mulțime de semne de întrebare, aceeași strategii de implementare, de anticorupție, națională anticorupție. Deja 3/4 de an au trecut și noi aproape n-am avut ședință. Ce am discutat noi? Ce s-a făcut în acest domeniu? Este tot aproape de zero. Grupul de monitorizare nu se adună. Strategia de reformare sectorului judiciar. Iată, mâine suntem invitați cu mai multe ONG-uri ca să ne spună despre succesele, insuccesele implementării acestei strategii și ce să facem mai departe. Este un lucru. Dar ceea ce vă spuneam, când mergi cu lupa și studiezi iarba, este foarte bine să faci expertize, să cauți suprapuneri de responsabilități, să cauți unde legile se bat cap în cap.
Dar ce vă lovesc cu lopată de frunte? Nu, când ne-am lovit noi cu capul de copac, noi ne-am lovit de un fenomen mult mai complicat, de un fenomen care se numește capturarea instituțiilor statului, ceea ce este o formă a corupției mult mai dezvoltată, mult mai structurată și mult mai sofisticată. Pentru că fenomenul combaterii corupției, cum am spus, este abuzul puterii în folosul unui, să spunem așa, unei persoane sau unui grup de persoane. Când este vorba de capturarea instituțiilor statului, este deja un fenomen foarte sistemic, unde cantitatea trece în calitate, când o persoană sau un grup începe a controla toate instituțiile statului, toate puterile statului și în rezultat el începe a concrește cu grupurile criminale, în rezultat el începe a face formațiuni paramilitare ale sale, în rezultat el poate cumpăra un legislativ și a întoarce persoanele care sunt alese de oameni cu poziții politice foarte diferite, a le șantaja și a le pune să boteze ca niște marionete pentru interesele acelui grup. În rezultat el poate să impună vreo 20 de persoane se candideze la funcție de președinte, chiar dacă persoanele cele cinstit pentru dânsii ei înțeleg că ei n-au nicio șansă. Și ei foarte bine înțeleg că ei pur și simplu divizează electoratul pro-european. Și în rezultat, această putere, vă zic, care capturează acest stat, ea pe de o parte se declară pro-europeană, pe de altă parte ea face tot ca aceste blocuri care pro-europene, care ar mai putea să se formeze, să nu se formeze. Și în rezultat, pentru că asta înseamnă concurență pentru ei. Și în rezultat să câștige forțele anti-europene. Și atunci este mult mai periculos, vă zic, că aceasta și se numește capturarea instituțiilor statului. Și această capturare a instituțiilor statului va aresta pe cine va dori și va numi această combatere a corupției, combaterea crimei organizate, combaterea spălării banilor, dar scopul principal al lor va fi pedepsirea acelor nesupuși, pedepsirea sau nu pedepsirea, înlăturarea martorilor, înlăturarea complicilor, curățirea imaginii proprii și o autoritate, superputere și o dictatură în țară. Da. Iată, aceasta este pericolul. Dar dumneavoastră simțiți, apropo, că oamenii au început să se teamă? Iată, ați vorbit despre, chiar ați spus lucrurilor pe nume. Noi ne apropiem de o dictatură. Și eu simt aproape zilnic că oamenii au început să se teamă. Eu, de exemplu, încerc să invit pe oameni în studio la Interpol, care știu multe, cunosc diferite scheme, ar putea să toarne ceva lumină pe anumite istorie mai puțin iluminate. Și oamenii au început să-mi dea refuzuri. Nu pentru că nu mă plac pe mine sau nu pentru că au probleme cu mine, dar pentru că îmi spun așa. Dar știi, copiii mei au ceva proiecte cu stat și n-aș vrea să aibă ei probleme. Eu deja, pensionar fiind, mai bine să tac. Mie mi-ajunge să ies în spațiul public. Asta îmi spune unul. Altul îmi spune că totuși e mai bine acum să fiu acolo unde sunt, nu merită. Pentru că ei văd că cei care vorbesc încep să fie persecutați. Aproape la oricine care, de exemplu, a ieșit în acest studio și a vorbit despre anumite scheme, a fost fie pornit dosar penal, fie noi am aflat lucruri interesante pe parate despre rudele lor, afacerile lor. Asta nu înseamnă că nu este adevărat, dar iese că oricine care încearcă să vorbească urât despre acest sistem, este pedepsit de acest sistem. Știți, mie îmi pare că cu cât mai mulți vor vorbi, nu că urât sau vor vorbi obiectiv despre acest sistem, sau pentru vor, ei este urât. Vor vorbi pentru cu inima vorbitul sincer, obiectiv înseamnă vorbitul urât. Sau vor vorbi pur și simplu sincer ceea ce se gândesc ei despre acest sistem, cu cât mai mulți vor vorbi de atunci, cu cât mai multe persoane, cu atât mai dificil să le astupi gura. Și cel mai bine societății civile nu să-i astupi gura, dar să-i demonstrezi că poți face altceva. Eu aș înțelege, sigur că dacă s-au făcut niște areste, aș înțelege că da, ei așteaptă momental transparență, se bate din palmă. Apropo, doamnă Crăciuc, ieri ați fost vizată, structura dumneavoastră, la una din televiziunile din holding. Că iată, atunci când tot vă plângeați că nu se luptă cu corupția și în sfârșit au avut loc arestări masive, Transparency International tace.
Păi eu nu pot să sar în aceeași zi. V-am spus că prima impresie de obicei este, poate s-a pornit și aștepți o zi a doua și când vezi că deja li se închide gura, nu se liniște de voie să vorbească, atunci cum să tratezi aceasta dacă nu o încercare de a închide gura oponenților, o încercare de a închide martorilor? Cum într-o dictatură e posibil să scapi de frică? Noi încă nu avem dictatura finală și din cauza aceasta noi avem toată posibilitatea să spunem ce este și credeți-mă, cei care capturează acest stat suntem mai tare decât noi. Pentru că, da, asta de unde știți? Da, pentru că aceasta este o regulă. Hoțul totdeauna se teme mai mult decât acel pe care îl pradă. Eu cred că asta s-a văzut, apropo, pe data de 27 august, când ei s-au blocat, și-au ratat un și au pus garduri ca oamenii să nu aibă acces la ei. Acele garduri exact, au fost extrem de simbolice. Este și regula. Hoțul se teme mai tare, pentru că el știe, așa cum nu, vă zic, că nu vrea să furi, el înțelege că aceasta este periculos. Și atunci când tu l-ai prins pe cineva cu mâna în geantă la tine și i-ai dat peste mână și ai tras atenție, el fuge. Dar dacă tu ai tăcut, atunci el va băga două mâini în geanta ta. Dumneavoastră ați vorbit despre capturarea tuturor puterilor și instituțiilor din stat. Da. Dar mie îmi pare că, într-un fel, a ajuns să fie capturată și starea noastră psihologică. Păi, este o demoralizare a societății. Da, eu văd cum lumea înțelege cât de prost stau lucrurile, că devine tot mai rău și mai rău, dar în același timp au început cumva să accepte această stare de lucru ca ceva de care nu pot scăpa atât de ușor, pentru că la proteste am ieșit, nu s-a schimbat nimic, la alegeri oricum ei vor câștiga, oricum vor falsifica, oricum peste tot există așa o stare de demoralizare și de așteptare de ceva și mai rău. Eu mă gândesc că nu este o acceptare, dar pur și simplu bună parte a populației a început să gândească, bine, poate nu mi-e țara mea, patria mea, poate cel mai bun loc de trăit. Asta deja se vede. În mediu 106 de persoane pleacă din Moldova în fiecare zi. Păi, în fiecare de atâta, zi. Și nu în vacanță pleacă, cu totul pleacă. Și nu întotdeauna cei mai săraci, foarte cu părere de rău pleacă și cei mai intelectuali și cei care mai ridică capul și spun. Și noi am avut aceste refluxuri din această țară de intelectuali și după aceea noi întotdeauna spuneam că trei generații ne trebuie să crească cu un intelectual. Dar de ce trebuie să ne opunem? Știți, poate e doar un singur exemplu din copilăria mea fragedă, când aveam vreo 5-6 ani și când nou ni se arăta filmuri despre război și despre nemți, cât erau ei de răi și, mă rog, sovietici erau buni, dar noi pe urmă ne-am dat seama că erau două, am mai crescut ceva, că erau două forme de fascism, roșu și cafeniu, și diferența era foarte mică, pentru că și unii și alții îi ucideau până și pe lor, intelectuali și așa mai departe. Dar eu mi-amintesc totdeauna, iată acele momente din filmuri când arăta cu vreo două persoane cu arme și duceau la împușcat vreo 20-30 grupe de persoane și îi puneau ei să-și sape groapa și după ce îi împușcau pe toți la această groapă. Și eu, fiind copil, atunci mă gândeam, de ce nimeni ne trân și nu începe a protesta cumva și să înceapă să fugă în toate părțile și atunci măcar cineva supraviețuie. Și pentru mine, din copilărie, iată, fenomenul este când ei sunt hipnotizați așa ca niște șoricei și merg sub acestea și duc și sapă groapa, da, posibil este un fenomen așa psihologic, că noi ne dăm hipnotizați. Da, eu asta am avut în vedere când am vorbit despre capturarea opiniei publice. Pentru că oamenii parcă înțeleg ce se întâmplă, dar foarte ușor acceptă. Poate nu neapărat ușor. Ei nu acceptă. Mă rog, poate noi ne-am dezvățat să fim curajoși, pentru că dacă în timpurile lui Ștefan cel Mare trebuie să iei paloș și să te duci să lupți cu dușmanul care era undeva în afară, aici este mult mai complicat, pentru că dușmanul tău poate să fie vecinul peste perete. Dar, doamnă Crăciuc, și dai cu ochii și te feliți, saluți cu dânsul. Nu e vorba neapărat despre a lua în mână, nu știu, furci și de a ieși în Piața Mare Dunării Naționale. Eu vorbesc inclusiv de liderii de opinie, unii dintre ei. Eu vă zic, eu săptămânal fac câte 2, 3, 4 apeluri ca să invit pe cineva nou. Am așa o poftă de a aduce fețe noi în emisiune. Oamenii care au făcut ceva pentru această țară, oamenii care au contribuit la dezvoltarea acestei țări și care acum, dintr-o parte, se uită la ceea ce se întâmplă și dau seama ce se întâmplă și poate ar putea spune un cuvânt, nu știu,
deștept care ne-ar încuraja. Oamenii încep să renunțe, să refuze să iasă în spațiul public. Mulți dintre ei își găsesc scuze legate de acum nu e momentul, poate mai târziu, dar nu e cazul. Și nu e vorba de oameni simpli de la țară, e vorba de cei care cândva luptau, cândva... Acum, eu simt asta, cum au apărut în argumentele oamenilor care, care stau bine mersi, mai bine să nu... Să nu mă bag. Capul plecat să abia nu-l taie, nu? Da. Atunci să apăți groapa singur. Dar dumneavoastră, aveți o explicație de unde asta a apărut? Eu mă gândesc că iată această filosofie care capul plecat nu, să abia nu-l taie, el singur își sapă mormântul. Și eu mă gândesc că totuși aceste persoane posibil nu sunt lideri de opinie. Da, câteodată poți fi, mă rog, ocupat, da, câteodată nu te simți chiar exact versat în ceea ce s-a întâmplat. Noi avem, lideri politici care se tem să pronunțe numele oligarhilor. Da. Ori vorbesc doar la plural, oligarh, și când sunt întrebați, dar cine sunt acești oligarhi? Au rămas numai unul. Da, se tem, tremură buzele când nici nu pot, nu sunt în stare să pronunțe acest nume. Deci, asta de unde? Oamenii sunt ținuți de, știți ce? Eu mă gândesc, sub masă sau de, care problema? Problema noastră este cum suntem noi ca și societate, pentru că dacă vom fi așa, atunci ne vom merita viitorul nostru. Și din cauza aceasta, câteodată trebuie să mai scuturi așa din cap și să gândești, dar ce mama naibii? Nu pot să-mi spun că eu nu sunt satisfăcut de modul de viață pe care îl trăiesc, că eu nu sunt satisfăcut de așa cum lucrează instituțiile publice, că da, eu vreau să fie arestate aceste persoane, dar eu vreau să fie și examinate în judecată și să fie acces la populație, ca să meargă vestea la ceea ce s-a întâmplat, cum merg aceste scheme. Altfel, eu nu sunt cetățean și altfel, eu când îmi pare că eu sunt deștept de țara rea și din cauza aceasta mi-am luat valiza și am plecat, înseamnă că n-am avut dreptate. Ori eu mi-am spus cuvântul și m-am arătat ca cetățean, ori mi-am luat pur și simplu valiza și atunci nu pot să blamez această țară pentru acea sărăcie și acea nevoie. Pardon, apropo, apropo de procese, să revenim la procese răsănătoare din ultimul timp, cazul Filat, cazul Șor, cazul Platon. Dumneavoastră, înțelegeți argumentările juridice ale procurorilor și ale judecătorilor de ce aceste procese trebuie să fie închise? Le acceptați? Formal, eu înțeleg că ar putea să fie astfel de mă rog, circumstanțe, dar neformal nu le înțeleg din ce cauză, pentru că eu nu văd mișcări. Dumneavoastră mi-ați pus o întrebare și eu până la urmă n-am răspuns. Ce m-ar convinge pe mine că noi într-adevăr dorim să combatem corupția? Pe mine m-ar convinge atunci când, în primul rând, instituțiile statului primele ar cere o investigație internațională, pentru că eu înțeleg că o schemă de spălare de bani internaționale nu este prea simplu să le investighez în cadrul unei țări. Și atunci, dacă instituțiile noastre ar fi într-adevăr cinstite, ar face aceasta din primul moment când au aflat despre aceasta, când ele ar suspenda sau cel măcar, puțin. Sau măcar ar accepta ajutorul străinilor. Absolut, care le-a pus propus. La început de acest an, ambasadorul SUA, James Pettit, în studioul meu, a spus că noi am propus CNA-ului ajutor pe linia FBI și n-am primit niciun răspuns. Da. N-am primit niciun răspuns. Exact. Pentru mine m-ar convinge dacă imediat de când s-a aflat de unele de armamente, nu până am ajuns la acel miliard de încălcări, persoanele care nu au luat responsabile pentru privinirea acestor fapte, cel puțin ar fi suspendate din funcție ca să pornească imediat o investigație. Pe mine m-ar convinge dacă acele ședințe de judecată ar fi deschise. Da, atunci m-aș gândi că s-a pornit ceva în această țară. Dar cu părere de rău, cu cât mai multă secretomanie, cu atât mai puțină încredere are această guvernare. Dar eu am observat și altfel de argumentare. E bine, rău că n-a fost mai devreme, dar e bine că măcar acum. Ce? S-a început această luptă. E bine că măcar acum, sau totuși contează cum se luptă? Ea nu s-a început, înțelegeți? Eu țin minte, noi chiar în Alianța Anticorupției aveam careva colegi care spuneau, eu le spuneam că CNA-ul merge foarte targetat și foarte selectiv în acele aresturi și în acele mulțime aceia de dosare care s-au deschis și așa și n-am mai auzit nici de finalitate în cazul la foarte multe persoane dintre același partid politic. La care mulți colegi spuneau, ei, doamna Cărșiuc, până la urmă au venit ăștia la putere, ori mai bate pe ce, s-a mai schimbat puterea, ori bate pe astea și poate prin aceasta. Dar, cu părere de rău, ceea ce le-am spus, aceasta nu va duce la faptul că
odată la fiecare a venit rândul. Aceasta vă duce la aceea că toată puterea va fi concentrată într-o singură mână sau în două mâini, dacă doriți. Și atunci această supraputere va captura tot, va controla tot și atunci dumneavoastră deja niciodată nu veți afla nimic cine a fost pătimașul. Știți, în limba rusă este o zicală bună: ni to on ucral șubu, ni to u nivo ucrali șubu, nu v cacuită crajă un zămieșin. Și din cauza aceasta... Asta este strategia de a-i murdări acum pe toți cei care prea mult vorbesc. Da. Nu contează ce, dar e Coana Ursache. To li ona ubila, to li kavo-to tam ubili, no ona точно была замешана в убийстве. Cu siguranță, e așa a fost. Nu numai cu dânsă, m-am uitat, vă zic, câte cazuri avem. Aceeași judecătoare Manole, da, spuneți că nu a fost chiar așa bună de la bun început, dar de ce totuși acum spuneți? Până acum era bună doar când a început să-i critici sistemul dinăuntru, ea a devenit una nedorită și ați început persecutarea. Același lucru s-a întâmplat cu Tatiana Răducan din CSM, da, din absolut. Momentul în care și-a permis persoana critică în public, ce de la Poșta Moldovei, eu nu țin minte numele, Sergiu Cibotari, care a spus despre acea contrabandă, vă zic, partide masive de contrabandă, noi așteptăm să se pornească, să auzim ceva, și se pornesc lui dosare. Acea persoană de la CNA, iarăși, Goffman, da, care... Vedeți care chestia, doamnă Grăciuc, noi putem admite că, într-adevăr, aceste persoane au pietre negre. Absolut, în dar ele lor sunt acceptate atâta timp cât, da, nu critică sistemul. Pe mine mă miră că puterea sau cei care slujesc puterii de fiecare dată dau replică, nu combat nu mesajul, nu ideea, nu schemele care sunt prezentate, dar persoana care vorbește despre aceste scheme și despre aceste foturi. Deci, așa nu se vorbește cu cei judecători. Nu ne se spune dacă felul cum a judecat doamna Manole este corect sau nu este corect. Nu ne se povestesc despre tot felul de interese ascunse ale doamnei Manole. În cazul lui Goff ne se povestește cât de prost lucrător a fost el, dar nu se spune nimic despre ceea ce el a prezentat ca drept probe. Absolut. Se sustrage atenție la alte lucruri. Eu nu, vă zic că eu absolut admit că o persoană poate să aibă foarte multe păcate, dar ea vă satisfăcea foarte bine până n-a început să critice acest sistem dinăuntru. Și aceasta înseamnă că odată ce el iese din caseta aceea, el este dușman. Ce instrumente au cetățenii Republicii Moldova pentru a instrumentul scăpa este atitudinea cetățenilor Republicii Moldova, atitudine mult mai prompt, atitudine, că, iarăși eu asta totdeauna repet, nu sta pe divan atunci când lumea iese în stradă, pentru că lumea iese să te apere pe tine și copiii tăi. Nu, desigur, da, una este când stai și te uiți operată de casă pentru că fundul ți-e greu, alta este când este vorba de drepturile tale. Dacă tu stai și te uiți doar de televizor, tu riști că vei rămânea cu o situație mult mai rea. Că acele persoane care au stat undeva în stradă și au protestat, au stat la frig ca să aibă acum foarte mulți candidați la acea funcție de președinte și au adunat semnături, respecte, ridică-te. Cu părere de rău, deja și la politicieni văd că noi am stat și am înghețat acolo ca, pentru dreptul lor, dar ei dau cu piciorul și în societatea civilă deja. Aici nu ne întrerupem, revenim după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm cu Liliana Crașciuc, directorul executiv Transparency International Moldova. Noi vorbeam despre faptul că ne apropiem de o dictatură, chiar. La fel am vorbit despre faptul că toate instituțiile sunt capturate. În aceste condiții, cum o nouă forță politică sau oameni politici noi, lideri noi, pot accede la puterea în condițiile în care cecul este controlat, să presupunem. Am văzut cum sunt adunate semnăturile, cu câtă rapiditate îi adună cei de la putere și cât de ușor îi adună, cu toate că restul au probleme. Având anti-ratinguri în sondaj. Da.
Având informații din presă cum oamenii au fost forțați să vină la adunări, la, să semneze la diferite instituții de stat și au fost obligați să semneze nici măcar fără ca să știe pentru cine semnează și pentru ce. Pur și simplu dădeau buletinele lor și semnau. În aceste condiții, cum forțe noi să apară pe șacherul politic? În primul rând, sigur că ar fi foarte bine ca acestea să fie într-adevăr forțe noi, dar nu știți ca rochii nou cu astea găuri vechi. Bine, haideți să spunem lucrurilor pe nume. De exemplu, Maia Sandu, Andrei Năstase, din partea partidului nostru merge Dmitri Ciubașenko, Igor Dodon de la Socialiști, cine, mai sunt câteva candidaturi noi, Silvia Radu de la Union Finosa, Vadim Brânzan din diaspora. Dar astea sunt forțe noi. O parte dintre ei sunt forțe noi, nu chiar toți sunt, au fost și cei care au participat la această guvernare și atunci avem, deși am avut tot respectul când erau, își făceau funcțiile la acele, în acele poziții pe care aveau, noi am așteptat mult mai mult de la dânsii, pentru că, de exemplu, aceeași Maia Sandu, pe de o parte, da, într-adevăr, atunci am văzut-o foarte progresivă, pentru că ea a încercat să-i spună nu lui Filat la unele ședințe a guvernului și atunci lumea întrânsă a văzut, să spunem așa, ceva, speranță, careva speranță. Pe de altă parte, deseori ei s-a pus întrebarea, dar de ce, doamna Maia, dacă ați cunoscut, n-ați spus aceasta pe șleau, deschis publicului larg și ea începe a spune că da, eu am fost în deplasare, da, eu n-am fost atunci, așa mai departe. Dar ați avut posibilitatea să ieșiți cu poporul să le spuneți aceste lucruri. Mă rog, și din cauza aceasta, da, văd întrânsa un lider, dar un lider care totuși s-a temut, s-a ascuns, dar acum trebuie un lider care a fi în stare să-și spargă capul, dar să spargă și sistemul. Este ea un luptător. Ea singură este prea fragilă. Ea trebuie să fie împreună cu mai multe forțe de astea sănătoase. Mi-ați bine, parcă s-au înțeles că va fi eu nu văd până ce că s-a înțeles. Renata Osati, da, unic. Eu înțeleg temerea populației, pentru că el este, până la urmă, e un intrus în această țară, a apărut în niște condiții destul de netransparente. Același Dodon, același lucru, vă zic, pe de-o parte s-a declarat anti-oligarhic, pe de altă parte a schimbat sloganul lui preelectoral, care deja nu atât vorbește despre oligarhi și așa mai departe, dar vorbește despre statalitate, anti-România, nu știu ce, care eu văd că, vă zic, mi se pare așa că s-a creat deja o înțelegere între dânsul și guvernarea, că el poate să fie o plan A sau plan B. Renata Usate, ce mă interesează pe mine? Nu atât vectorul, să spunem, pro-european sau anti-european, pentru că aceasta nu este prima problemă acum, cât să se consolideze forțele anti-oligarhice. Adică, același Renata Usate, dacă el s-a declarat că el este anti-oligarhic, să se semneze un pact împreună și cu Maia Sandu și cu Andrei Năstase, un pact prin care ar colabora pe capitole anti-oligarh și anticorupție. Da, pe alte domenii ar putea să fie până și dușmani, nu contează, dar atunci când este vorba de decapturarea instituțiilor statului, să voteze împreună, să se susțină, să meargă în acțiuni comune. Iată atunci, Renato Usato mi-ar demonstra că el este un luptător cu sistemul oligarhic. Nu, asta depinde de dorința celorlalți de a semna acest pact împreună cu Renato Usato. Și aceasta este o problemă. Când noi începem a spune că da, eu cu acela nu vreau, cu acela nu vreau, atunci înseamnă, înțelegeți, când vii în politică, mă rog, nu numai la poziția de șef al statului, dar când vii în politică, trebuie să ai capacitatea, nu numai sigur că a găsi bani, a găsi diferite surse și financiare și mediatice și forțe mentale sau să spunem așa, creieri, dar trebuie să ai posibilitatea să creezi coaliții astfel ca să ajungi la soluționarea problemei tale. Asta vă referiți la cineva concret din aceștia? Păi, mă rog, ar putea să nu fie obiectivă. Mie mi-a părut că Năstase cutva simte acest lucru și el înțelege că da, Năstase pare mai pro-european, dar el înțelege că doar, vă zic, acumulând un număr minimal de procente,
în viitoarele alegeri, să spunem, parlamentare, nu contează când vor avea ele loc, iar vei fi în minoritate și atunci te vei plânge întregii populații că ești în minoritate. Precis mâine vor spune că, că sunteți membra clanului țopisto. Nici într-un caz. Precis. Nici într-un caz. Doamna Maia, pe de o parte, parcă își dă seama acest lucru, pe de altă parte vrea să rămână în mănuși foarte albe. Asta nu înseamnă că trebuie să te murdărești. Trebuie să spui, domnul Renato, nu vă supărați, eu nu sunt sigură despre integritatea voastră, dar atâta timp cât dumneavoastră veți colabora, iată, la următoarele puncte, vă zic, noi colaborăm, noi nu, așa cum eu sunt cu instituțiile publice, eu nu sunt nici dușman, nici prieten, eu am niște scopuri. Să ajungem la careva succese sau realizări în privinire și așa și ea trebuie să fie. Dar cum vă pare, în general, acum în actuală campanie, e posibil, mai e posibil ca în turul 2 să iasă un candidat antioligarhic? Se pare, se pare că Igor Dodon va ieși, asta arată toate sondajele, dar al doilea contracandidat poate fi acel candidat unic, antioligarhic despre care tot s-a vorbit? Unic, sau șansele sunt tot mai mici și mai mici? Mai bine puneți întrebare, este posibil să iasă unic? Iată aceasta, eu mă tem că noi nu vom ieși acei care sunt antioligarhici, pe care noi i-am susține, ei nu vor ieși în turul 2, pentru că acum nu își unesc forțele. Și eu mă tem că da, se face foarte mult pentru a crea careva între dânsi fricțiuni. Și de aceea, Doamne ferește, nu vrem să obișnuim nici pe unul, nici pe altul. Dar la ce chemăm este analizați foarte bine capacitățile voastre. La real, opinia mea era că toate forțele pro-europene și anti-oligarhice trebuie să fie mult mai unite. Și același Leancă care a plecat cu sloganul Moldova fără oligarhi, trebuia primul să fie aici, dar nu să semneze pact cu actuala guvernare. Și același Usatăi care au spus anti-oligarhici, aici trebuia să fie. Și același Năstase care a fost, și aceeași Maie, și același Peledimie care, mă rog, acum, vă zic, s-a curățit sau nu știu, nu este, vă zic, Vlad Filat care să le încurce. Adică să se adune acele forțe sănătoase care doresc. Atunci, numai toți împreună ei ar trage foarte bine la cântare. Doamnă Crăsciuc, această idee este atât de evidentă și atât de simplu, pe lucruri chiar primitivă, toată lumea o înțelege, toată lumea o înțelege și toată vară, chiar și primăvară, experții politici, analiștii vorbeau anume despre reprezentanții societății civile, vorbeau anume despre acest lucru. Politologii, inclusiv din Germania, diplomații le spuneau așa ceva. Ce i-a încurcat să se unească? De ce atunci când casa arde, noi ne gândim la parfum, în loc să turnăm apă ca să oprim focul? Posibil nu fiecare a fost foarte sincer în ceea ce a spus. Posibil cineva pur și simplu vrea să vină la putere. Eu când mă gândesc cât de, mă rog, la persoane care sunt plătite relativ bine și dacă doresc să vină la acea putere și pe cât de motivați sunt ei, pe cât de sinceri sunt în declarațiile lor. Pentru mine apar multe semne de întrebare, dar iarăși eu nu vreau să fiu pesimistă, eu vreau să sper că ei vor găsi în sine putere de voință ca să pună interesul național mai presus decât un orgoliu simplu. Se discută un scenariu, cel puțin l-am auzit de la mai multe lume, că la anul am putea avea alegeri anticipate, cel puțin acest scenariu nu este exclus, doar că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc în bază unui sistem mixt. Țineți minte, acest proiect a fost cu mare tamtam promovat cândva de Vlad Plahotniuc, se propunea chiar sistem uninominal, dacă nu greșesc. Noastră, ce părere aveți? Asta ar aduce la corupere și mai mare a clasei politice, a instituției parlamentarismului din Republica Moldova în condiții actuale? Sau totuși aceasta ar fi o ferestruică prin care oameni noi ar putea accede în Parlament? Iarăși mă tem că anume într-un sistem capturat, toate lucrurile care au, vă zic, o înfățișare la prima vedere parcă pozitivă, au un substrat foarte gros și foarte și periculos. Din ce cauză? Pentru că noi bine, am văzut același
asta e matematică simplă, pentru că cei care cunosc acest sistem din Ucraina spun că este mult mai ieftin, de exemplu, să cumperi 10 persoane, 10 lideri locali, cât 10.000 de euro, decât unul da, cu 100.000 de euro. Da, nu s-a întâmplat tot așa, când a fost, zic, descindat pe lede meu, nu a mers aceasta așa ca răsărită. Mai ales, nici nu numai decât să cumperi, poți să-i spari cu dosare, poți să-i spari cu probleme eventuale cu copiilor și așa mai departe. Deci dacă s-ar propune un asemenea proiect în Parlament, dumneavoastră... Eu mă gândesc că aș trebui să mă gândesc bine. Cum altfel încă să ajungă oamenii noi la putere? Atunci când avem media controlată, avem atâtea filtre la intrare în sistem... Știți, dumneavoastră spuneți că sunt foarte multe persoane care s-au propus. Eu mă gândesc dacă acele persoane, într-adevăr, aveau intenții foarte erau foarte motivate și erau foarte sinceri, atunci ei discutau între dânsi și se gândeau, măi, noi scindăm acest electorat, noi scădem șansele tot mai tare și mai tare. Poate alegem dintre noi unul mai puternic și noi toți îl susținem pe acela, pentru că este imposibil în astfel de matematică simplă. Aici, nu, doamnă Crăciuc, asta la fel e foarte simplu. Aici apare rândă moldovenească. Exact. Unul crede că, da, dar iată, el sau ea va ajunge în funcție de președinte și partidul lui sau al ei va fi favorizat. Dar eu nu cred că ei așa cred. Eu nu știu de ce mă gândesc. Marea majoritate din trânsii au fost pur și simplu impuși de careva circunstanțe. Pentru care, că nu trebuie să fii foarte deștept ca să vezi că nu ai mari șanse. Și trebuie să fii chiar să ai un 3 la matematică sau un 7 la matematică pe sistemul actual ca să vezi dacă împărțești acest electorat. Ce fel de circunstanțe? De exemplu, partenerii externi? Care te îndeamnă totuși să rămâi în cursă? Nu, nu partenerii externi. Mie îmi pare că și puterea actuală este foarte interesată să divizeze acest electorat. Astfel, dar prin făcând aceasta, ei creează condiții foarte puternice ca această țară să se întoarcă de la parcursul european, deși ei se declară europeni. Și din cauza aceasta mă gândesc că acei care sunt oligarhici, anticorupție, vă zic că sub acest slogan, aceasta ar trebui să fie o idee națională. Și dacă într-adevăr pentru lume aceasta este principalul și nu acea funcție care, da, Doamne, ai să stai într-însă, cred că nu așa de mult, atunci problema s-ar rezolva și nici nu e rânza noastră, dar posibil incapacitatea de a vedea pe cineva lider. Așa suntem noi. Nouă ne-i foarte greu să vedem pe vecinul nostru în calitate de lider. Noi trebuie să ne învățăm, să ne respectăm unul pe altul și pe acei și să vedem și capacitățile noastre pozitive, dar și neajunsurile. Să le gândim din toate neajunsurile noastre la atâția candidați, dacă punem doar acele părți pozitive, poate lipim din trânsul unul bun. Dar atâta cât vom fi fiecare vom sări cu sămânța lui, atunci vom rămânea nimic. Și aceasta este soarta la toate națiunile care nu sunt unite, la toate persoanele care nu văd priorități, dar se văd pe sine. În loc să se uită în viitor, se uită în oglindă. Doamna Crăciuc, la noi așa s-a întâmplat că în ultimii, aproape, cred că toți 25 de ani, lupta cu corupție, lupta cu oligarhi, întotdeauna este personalizată. Cândva el era în persoana lui Cinski, pe urmă în persoana lui Voronin, pe urmă în persoana lui Filat, acum persoana lui Plahotniuc. De fiecare dată cineva luptă cu o anumită persoană și se spune că dacă vom scăpa de ea, vom trăi bine. Pe de o parte e drept, pe de altă parte în sistem rămân sute și mii de oameni care, bine mersi, slujesc aceste sisteme, puterile se schimbă, ei rămân. Spuneți-mi, vă rog, iată, o adevărată forță politică nouă, care să admitem, eventual, ar ajunge la putere și ar crea o majoritate în Parlament, ar numi un guvern curat, ar avea resurse umane suficiente pentru a gestiona acest stat, pentru a numi în funcție noi tot șefi, tot, nu știu, să luăm de la fiecare, nu știu, secretariat dintr-un raion până la un minister sau o agenție.
Noi... Nu, sigur că nu ar avea, pentru că noi și așa suntem destul de săraci în resurse umane. Cât ne-am spune noi la canalele lui Plăcătniuc că avem un IQ ridicat și așa mai departe, nu avem noi problema asta cu IQ ridicat. Din cauza aceasta trebuie să utilizăm și unele resurse care au fost utilizate și până acum și noi trebuie să ne dăm seama. Eu acum foarte deseori văd la diferite ședințe funcționari publici care sunt parte din sistemul acesta și ei se simt că ei sunt complici și se uite iată așa și roagă doar cu fața, cu ochii lor, că spune măcar tu cât este. Dar pentru mine, ei își dau seama că ei sunt complici. Ei își dau seama... Crezi că își dau seama? Mulți dintre ei și foarte bine își dau seama că ei nu, nu se comportă corect și ei își dau seama că ei ar putea fi trași la răspundere mai târziu pentru această complicitate. Știți? Pentru că păcatul nu este totdeauna când ai făcut ceva rău. Păcatul, am citit undeva, este câteodată că ai putut să faci, dar n-ai făcut. Sau mai ales când ai fost împuternicit și ai închis ochii la ceva. Eu deseori mă uit și chiar de la canalele media holdingului, cum se mai numește el, pardon, al lui domnul Plăhutniuc, persoane care jurnaliști destul de interesanți, cu care dădeam mâna și care acum trec și cumva se uită în jos. Și mă gândesc că ei se simt că nu fac așa de bine, înțelegeți? Și de ce e chemarea mea este, oameni buni, nu fiți complici. Eu înțeleg că vei dificil pentru că sunteți plătiți de stat, dar dacă sunteți funcționari buni, trebuie să vă dați seama că trebuie să vă împliniți funcțiile în primul rând, dar nu ordinul cuiva. Nu vi se cere, funcția nu vă cere să fiți loiali persoanelor care încalcă legea. Funcția vă cere să fiți principiali, echidistanți și obiectivi. Și dacă veți fi așa, câte o leacă veți curăți de aceste păcate și atunci nu veți uita așa la reprezentanții societății civile, dar veți spune bună ziua, cu ceva sunt de acord, doamna Crășiuc, dar cu ceva nu sunt de acord. Și aceasta este o scăpare dintr-o robie în care ne-am băgat noi înșiși. Cum credeți, actualul sistem capturat, corupt, sistemul Plăhotniuc, așa cum îl numim mulți, el va cădea singur sau urmează să fie distrus? Nu, singur nimic nu cade, știți? Bine, dar Imperiul e și turnul din Pisa și din înclinat și poate stată cărligat foarte mic. Nu, el trebuie să fie ajutat și din cauza aceasta ar fi foarte bine dacă ar fi mai mulți martori la investigația cei care, așa am înțeles că s-a pornit ceva în Statele Unite. Ar fi normal ca să cerem să fie investigații nu doar de Statele Unite, de mai multe organe și aici în instituțiile europene. Eu mă gândesc că... Dar de unde ați înțeles că a fost pornită această investigație? Pentru că chiar săptămâna trecută Vadim Brânzan, moldoveanul nostru care 20 de ani a trăit în state, a spus că, din experiența lui, el poate spune că într-adevăr o asemenea investigație există. Pur și simplu, americanii nu lucrează așa ca ai noștri, că deodată toate arestările sau deodată toate acțiunile sunt arătate la televizor. Eu nu știu, pentru că eu n-am legătură cu instituțiile cele, dar pentru eu sper foarte mult. Da, aceste instituții așa și n-au confirmat, dar nici n-au informat. Exact, eu sper foarte mult, pentru că cineva se spune, același Andrei Năstase spune că se duce să depune mărturii, deci este și speranța mea, dar eu mă gândesc că în afară de domnul Năstase, sunt foarte multe persoane care ar putea să contribuie cu ceva. Și iată, dacă ar veni fiecare, da, el se teme de acest sistem. El are posibilitatea să se mai informeze și alte instrumente, prin alte instrumente despre ceea ce se întâmplă. Și prin aceasta, posibil, el și-ar face o mică indulgență pentru acele păcate la care, posibil, el a participat sau a închis ochii și din cauza aceasta și-a comis păcatele, pentru că a fost funcția lui să spună, dar el a tăcut pentru că s-a temut. Pe dumneavoastră am încercat vreodată să vă corupă ca reprezentant al societății civile? E greu de spus dacă de corupă, dar cumva ni s-a promis susținere până odată și o mașină și așa mai departe. La ce, drept spune că, asta actuală guvernare? Sau? Nu, mulți ani în urmă. Drept că așa a arătat ca cu intenții foarte bune, la care noi am spus că scuzați, erau companii private la care noi am spus scuzați-ne cu tot respectul, dar nu putem să ne permitem așa ceva pentru că noi monitorizăm și
instituțiile statului și companiile private și din cauza aceasta noi trebuie să păstrăm distanța și mai bine sărac, dar am pățit și eu din data asta ca Maia Sandu. Și chiar nu ne pare rău, pentru că n-a trecut nici jumătate de an și așa am auzit din careva materiale că acea instituție, acea companie a fost acuzată de evaziune fiscală, nu știu pe cât a fost drept, era fost sistemul comunist, mă rog, erau fricțiuni dintre diferite companii, despre diferite clanuri, dar noi suntem bucuroși că n-am acceptat. Da, apropo, iată, doamnă Crașciuc, nu vă pare că este grav faptul că la noi atât de tare a fost discreditat actul justiției și nu doar în ultimii ani, în ultimii probabil 10 de ani, de fiecare dată când era vorba de dosare de răsune, de obicei asta era vorba de răfăieli politice, guvernarea de atunci lupta cu opoziția de atunci. Acum, pur și simplu, diferiți membri ai guvernării, foste sau actuale, luptă între ei. Și asta atât de tare a discreditat actul justiției, încât oamenii, chiar și atunci când se fac lucruri bune, nu mai cred. Păi, tu pur și simplu nu mai ai încredere în asta faptul că... Asta e și consecința da. Care trebuie să și-o asume guvernarea, pentru că, într-adevăr, eu mă gândesc că mulți dintre înșii ar putea să fie foarte descurajați, pentru că, da, el a lucrat la acel proiect al legii, da, el și-a bătut cu cuie discutând cu societatea civilă și argumentând, venind cu argumente, contraargumente, dar el a rămas dezamăgit pentru că Transparency International până la urmă a spus că, da, voi ați adoptat sub presiune sau nu presiune, da, este ok, dar aveți capturarea instituțiilor statului. Și aceasta trebuie și, dacă este vorba de persoane concrete care au lucrat la careva acțiuni concrete, dar în general când vorbim, faci un pas mic și după aceea dai înapoi mult mai mare, mult mai mult, pentru că noi, capturând instituțiile statului, nu noi, dar faptul că au fost capturate aceste instituții, noi am trecut la un alt nivel mult mai avansat în fenomenul corupției. Și atunci a combate acest fenomen va fi și mai dificil. Dumneavoastră, cunoașteți cazuri de țări care au reușit să scape de această stare de captivitate? Pentru că nu suntem noi primii în care grupurile oligarhice da, sigur au preluat că sunt multe. Știți, lucrurile astea se întâmplă câteodată treptat, câteodată într-un mod mai revoluționar. Sigur că s-ar dori să nu fie cu sânge. Dar dumneavoastră credeți într-o variantă evoluționară de schimbare în cazul nostru? Nu, dacă evoluția aceea este participarea foarte activă la alegeri, dacă evoluția este cererea de a unei investigații internaționale, dacă evoluția aceea constă în faptul că persoanele sunt suspendate din funcții și imediat se pornește dosar, dacă noi vedem că justiția este echidistanță și aceasta este evoluție pentru că nu s-a vărsat sânge, da, eu cred în așa ceva. Acum trecem la blitz interviu. Știți obiceiul nostru? Răspundeți pe scurt, da sau nu. Dar nu vă temeți așa, nu sunteți demnitar. Nici nu știu, da. Actuală clasă politică e în stare să taie creangă pe care stă? Nu. Alegerile prezidențiale pot aduce o schimbare? Da. Moldova este guvernată după principiile unui clan mafiot? Da. Dumneavoastră credeți într-o nesupunere în rândurile organelor de drept? Nu am înțeles întrebarea. Credeți într-o nesupunere în organele de drept, așa încât, de exemplu, să apară un grup de procurori sau judecători care se vă opune actualului sistem? Eu visez la așa dar o credeți nesupunere. Într-o asemenea? Cred că ar putea să se întâmple. Actuala putere vă permite ca următorul procuror general să fie independent, care urmează să fie numit? Nu cred. Nu credeți. Nu. E posibil de scăpat de actual sistem prin alegeri? Da. Vă așteptați că alegerile din 30 octombrie vor fi libere și corecte? Nu. Aceasta a fost Liliana Crașciuc. Ne vedem săptămâna viitoare.